Bună, Delia! Bună! Ce faci? Bine, bine, bine. Ne-am energizat un pic. Cum a fost? Știu că ți-e place foarte mult muntele și o să mergem și înspre discuția asta dinspre munte, dar cum a fost aici la Bimasiv, în Poiana? A fost foarte bine pentru, înțeleg, e prima seară. Da, înțeleg că am fost prima seară și cumva, prima ediție. Prima deci ediție, aia, clar. Premieră de tot. Sper că a fost de bun augur, sper că, adică din ce am văzut, oamenii s-au bucurat și erau destul de nerăbdători să cânte și să se încălzească un pic. Deși n-a fost atât de frig pe cât mă așteptam, a fost, în vremea a fost cu noi ok. Poate ar fi mers să fie mai multă zăpadă pentru sporturile de zi, dar asta e, na. A fost pe aici, pe acolo, am avut niște petece de zăpadă, dar da, merge, până la urmă ne-am îmbrăcat bine, ne simțim bine. Dar e foarte bună vremea pentru hiking. E, recomand, nu? Da. Tu ești mare fan. Dacă vreți să faceți trase, go for it, e bine. Ești superb îmbrăcată, îmi place mulțumesc, foarte mult. Mulțumesc. Pentru cei care ne ascultă, pentru că interviul ăsta să fie difuzat mâine dimineață la radio, la Europa FM, okay. Delia are o șapcă cu cornițe. Am cornițe. Și un costum foarte mișto, zici că sunt aripi. Da, sunt niște umeri, practic, aproape aplicați, nu-mi dau seama. Ideea e că le-am văzut, le-am plăcut, ne-am fost dragoste la prima vedere. Nu sunt personalizate, nu, sunt toate. Nu, sunt cumpărate. Am acest talent să găsesc așa ceva. Și le imaginează că le găsesc. Mișto, și le combin foarte mișto. Mulțumesc. Că e un stil aparte. Și mulțumesc. Eram toată gașca Europa FM undeva în colțul din public dreapta și ne uitam la tine și așa, uite-o pe Delia, are cornițe. Are cornițe. Da. Să știi că ne uitam la public și am observat cum îți cântă și piesele vechi, piesele de pe vremea NND, cum îți cântă da, da mamă, sunt beată, sunt fetele în extaz și inclusiv cele mai noi. Cum simți așa traseul ăsta muzical al tău? Traseul muzical e foarte interesant pentru că mi se adaugă, efectiv simt cum se adaugă public și oameni noi care află de background-ul meu așa pe parcurs, știi, și află de piesele gen, vine la mine, cumva după ce află de în Rai sau, nu știu, Acadele sau alte piese care sunt mai prezente pentru ei și mai noi, dar e o veste foarte bună, îmi place că efectiv se adaugă public nou de la an la an, apar oameni noi, apar generații noi și e tare, că e, asta te ține relevant. Noi te-am sărbătorit la Europa FM de ziua ta, dar am făcut așa un traseu al carierei tale, muzical vorbind, de la primele piese și am mers pe ani, știi, din 1998, că parcă atunci au fost cu NND, prima da, piesă, până 2022-2023. Și au scris mulți oameni că nu le venea să creadă cât de multe piese știu de la tine, cât de versatilă ești în muzica ta și că se bucură că au avut ocazia, știi, să asculte câte o bucățică din fiecare piesă și să vadă cât de mult te-ai transformat de-a lungul timpului. E foarte interesant că unii oameni au crescut cu anumite piese, știi, asta îmi spun unii, am crescut cu perioada NND sau suntem de aceeași vârstă și am trecut prin fazele astea și fiecare piesă s-a mulat pe câte o situație sau asociez muzica cu situația respectivă sau cu... Și cei mai mici, 20-25 de ani care descoperă piesele NND pentru că da, erau fix acum 20 de culmea ani. Culmea e că sunt încă acum în cluburi, intră... Și la radio, da, și la TV, deci le nice, sunt tot iconică. E foarte mișto, felicitări, bine, chiar ești, pentru că mi se pare că să fii artist și să ai ocazia asta, efectiv, să unești generații pentru de-a lungul carierei tale, de-a lungul a 20 câți ani de carieră? Cred că sunt vreo... Deci dacă eu am 41 și eu când de pe la 16, cât sunt? I don't know. Mulți. Nu știu, trebuie să-i adunăm să vedem exact când s-a lansat prima chestie. 45. Stai mă, nu, încerc, da, 25, dar nu știu exact în ce an s-a lansat, că eu zic așa, estimativ, 16, dar nu știu dacă la 16 am lansat prima chestie. Nu știu dacă Vino la mine a fost. Înainte de Vino la mine a mai fost o chestie pe care am cântat-o eu cu o campanie dintre asta, un calculator, o șansă pus în viitor, mă rog, ceva care a fost fix înainte de perioada NND, știi? Ok. Deci da, ai sfertul de secol. Da, fii da, atentă că sună un sfert de secol de muzică, să tot fie de dublu încăpată, până când... Bine că nu suntem... Da, bine, mă simt, nu mă simt un boomer și asta e important, mă simt... Bă, dar chiar nu mă simt un boomer. Faină oricum. Mulțumesc.
zi-mi de munte, că eu te văd, faci plimbări la munte, da, prin străinătate. Cum și e? În țară. Cum ai descoperit pasiunea asta pentru munte? Am descoperit-o în Bucegi, unde am început activitatea în acest domeniu, unde am avut și experiențe amuzante, nu știu, dormit în pădure pentru că am pierdut traseul, am pierdut marcajul și ne-am rătăcit cu taică-miu, eu, sora mea și taică-miu acum foarte mulți ani, când nu aveam telefoane, GPS, lanternă, nu aveam nimic la noi și am dormit undeva între copaci, s-a întunecat. Era afară. Nu era chiar toamnă. A fost o experiență drăguță pentru mine, traumatizantă pentru tata care era cu doi copii. Și ne-a rugat să nu-i spunem lui mama nimic. Și ce a zis? Și... Ne-a lipsit o noapte de acasă. I-am spus că ne-a întrebat unde am dormit la hotel. Oh, da, hotelul din Tot pădure. A fost ok, a fost superb. Da, a fost o experiență interesantă și am învățat niște reguli. Că e bine să pleci cu o lanternă, cu un chibrit, cu un ceva, știi? Bine, astăzi există frontala. Da, pe vremea aia mai puțin, sau telefonul pe modul lanternă, whatever. E bine să ții în calcul multe lucruri când pleci pe un traseu, absolut orice. Să ai ceva de mâncare, să ai ceva de luminat și bateriile deci, încărcate. Asta fac oamenii profesioniști care pleacă pe munte, că trebuie să fii și acolo un pic de... Da, n-ai cum să știi asta decât dacă pățești. Bine, să nu fii pățit în extrema ailaltă, da, să stai, nu. Stai cum, să te poți și întoarce acasă. Da. Ce înseamnă muntele pentru tine, așa pe scurt? O formă de viață. Ok. Da. Înseamnă o chestie meditativă, înseamnă o formă de viață, înseamnă entertainment, înseamnă foarte multe lucruri, pentru că mi-au multe de acolo. E ceva care mă încarcă pe de-o parte și mă obosește pe altă parte, dar îmi place oboseala muntelui foarte mult. Și nu neapărat 100% munte, cât tot ce înseamnă outdoor activities, adică trekking, hiking, poate să fie și pe un deal, poate să fie printr-o pădure superbă, în jurul unui lac, nu știu. Ideea e că îmi place să fiu activă afară. Orice ține de natură, nu? Orice ține de natură, iubesc, ador. Și îmi dau seama că natura îți transmite foarte multe și îți dă foarte multe lucruri și e bine să te folosești de ea, că de-aia ne înconjoară natura și nu... E bine să nu stai, să stai cât mai puțin între patru pereți, cât mai mult afară. Da, luați aminte. Da. De la natură trecem la o treabă socială pe care am discutat-o de altfel la Europa FM. În perioada aia toată lumea, ziare, presă, toți au bubuit pentru o afirmație de-a ta pe care ai pus-o pe Instagram, cred că sau pe TikTok într-un live. Eu eram într-un live pe TikTok și răspundeam întrebărilor oamenilor, adică am vorbit multe alte chestii pe live-ul ăla, aia a fost așa o... Și ce a ieșit din aia a fost o pe mine m-a uimit discuție ce... enormă. Da, pe mine m-a uimit ce a ieșit din treaba aia, pentru că eu am mai zis chestia asta de foarte multe ori. Am senzația că s-au născut unii ieri și au avut acces la TikTok și au descoperit ceva ce n-au știut. Nu știu, mi s-a părut foarte ciudat. Cum ai resimțit chestia asta? Mai ales că s-a rostocurit eu, atât de puternic. Eu am crezut, eu asta, rămân asta la... Asta e să lămurim da, oamenii da, da, da. Ce e vorba. Spune-le. Deci, Delia a fost întrebată pe TikTok de un... omuleț de pe internet, de ce nu vrea să facă copii? Sau când? Da, hai, sau faci cum? Și tu, da, de ce? Da, e o vârstă, da, e timpul să-ți faci o familie. Da. Și Delia le-a zis foarte simplu, iubesc libertatea, să-mi zici dacă nu zic bine, da. Iubesc libertatea, îmi place să fac ce vreau când vreau și copilul este o responsabilitate până la urmă. Imensă, chiar dacă de multe ori poate nu ne dăm seama, dar probabil în momentul în care devii părinte realizezi că trebuie să fii acolo constant pentru copilul tău. Și eu cred că în ziua de azi cineva trebuie să aibă curaj să zică lucrurilor odată și să nu se înscrie în linia aia în care ne înscriem și trebuie să ne înscriem că social trebuie să fii ca toată lumea, adică nu cred că mai suntem acolo și nu cred că am fost niciodată. Păi ghiși ce că i-am acolo. Întrebat și noi pe oamenii noștri și într-adevăr au fost o parte care au zis femeia trebuie să facă un copil, trebuie să ai o familie, să faci o casă, să-ți pui un pom, asta e, știi, linia. Și foarte multă lume care a spus, băi, sunt oameni care nu pot face copii. Și faptul că sunt întrebați constant, dar tu de ce nu faci, e o presiune foarte puternică și din punct de vedere psihic, dar și sufletesc. Și mi se pare că ai avut, bine, pentru tine nu e curaj, dar știi, într-o societate în care încă mai e ancorată în ideile astea, e ancorată destul de puternic și mult mai puternic de după pandemie. S-au întâmplat niște lucruri, nu știu ce s-a întâmplat la nivel social, dar extremele funcționează din ce în ce mai puternic, adică și o extremă și cealaltă și ăștia care sunt foarte rebeli și foarte vocali
dar și cei conservatori ăștia și cu tradiția, suntem conservatori, aia nu e bine, nu, Doamne ferește, știi? Ambele extreme s-au îndepărtat și s-au accentuat incredibil de mult. Asta după pandemie. Oamenii au avut foarte mult timp să stea, cu ei, să toace TikTok-ul, să analizeze tot ce se întâmplă. Oamenii au avut mai mult timp să stea, punct, și să analizeze viețile altora. Și e entertaining pentru ei, într-un fel e trist că e entertaining viața altuia pentru tine și nu viața ta. Într-un fel e trist că ai timp și te ocupi cu asta, cu tocatul mărunt al subiectelor astea, tip Kardashians, I don't know, tot ce ține de în afara vieții tale. Da, până la urmă știi că nu se moare treaba asta niciodată, dar concluzia la care am ajuns noi a fost că, băi, nu știi cum e să-ți vezi de viața ta și mai puțin să judeci viețile celorlalți, adică ceea ce, sau să le spui celorlalți ceea ce, ce să facă, ce e mai bine pentru ei. Hai să ne vedem fiecare de viața noastră. Dacă stăm să intrăm pe o chestie de filosofie, poate să fie o dovadă de egoism și să faci? Și să nu faci. Adică nu are sens să mergem acolo, că e mult de vorbit. Adică nu se poate vorbi într-un TikTok și într-un comentariu și într-o... O să fie un răspuns dintr-o ăsta instinctiv, așa știi, pe spontan. Da. O să fie o chestie de moment, că asta s-a întâmplat, s-a scos dintr-un context în care eu eram într-un live, în care am răspuns spontan unei chestii, în funcție de contextul respectiv și de discuția de dinainte. Și s-a fost ca și când eu am scos un statement, a fost un post pe care eu nu vreau să fac copii și nu faceți nici voi. Never say that, n-am zis niciodată, faceți toți copiii, voi, faceți toți, faceți-i pe toți, iubiți-i, faceți-i. Cum ai resimțit chestia asta? Adică după ce s-a întâmplat, după ce ai văzut valul de comentarii, de reacții pe internet? Eu pe casem, am făcut un TikTok, că aveam de așteptat până într-un concert, ceva ore, stăteam în camera de hotel, n-aveam ce face, am intrat pe un live. Am plecat în vacanță a doua zi, am plecat pe unde am plecat și pe drum mă mai uitam și vedeam că tot apar niște chestii, niște stitch-uri făcute la ce am zis eu, niște... Și eram... Ok, erau oameni pro și contra, oameni care mă apărau și oameni care spuneau că nu e bine ce zici. Nu e bine ce spun, că influențez oamenii să nu facă. Nu, oameni, faceți ce vreți voi. Adică, anyway, mi se pare ciudat, influențez să nu facă, ce să nu facă, ce. Vorbesc despre mine. N-am zis niciodată că n-o să, adică nici măcar n-am spus că n-aș face niciodată asta. Am zis doar că acum nu vreau. Da, momentul. E atât de simplu. Bă, nu vreau. Cred că au luat personal foarte mult treaba asta și de aici s-a intrat. Eu înțeleg că e greu. Eu înțeleg că e greu parenting-ul. Înțeleg că e greu și înțeleg că vrei să treacă toți prin ce treci tu. Dar nu mă ureți în halul ăsta. Like, I know. Știu că e greu. Știu că este greu să crești copii. Și știu că este un act de eroism. Și știu, vă înțeleg. Dar lăsați-mă în pace. Acum am încheiat subiectul. Cu asta te mai întreb ce, iară, sună clișeu, ce planuri ai anul ăsta? Cum vezi tu anul ăsta? Cum o să fie anul ăsta pentru tine? E diferit față de ce a fost în ultima perioadă, probabil și ca personal și pe plan profesional. Da. Curentul, cumva, la noi în ultima perioadă e cool să nu ne facem planuri foarte mărețe sau să nu le, nu știu, lăsăm lucrurile să vină organic. Nu pun presiune pe mine niciun fel, îmi dau timp să enjoy life, să las lucrurile să vină, să las, nu știu, versurile să-mi vină când îmi vin, le scriu, le notez pe hârtie. De fapt, nu pe hârtie, în telefon, că da. Nu mai notăm pe hârtie, da, da, a fost înlocuită de mult. Deci nu pun presiune pe mine, no pressure, în niciun fel. Le las organic și ele ies organic și sunt bine și organică, sunt true și sunt din, nu știu, neforțate. Nu forțez nimic, n-am în plan vreun... O să fie un turneu Rocadelia prin anumite orașe pe care l-am început cumva în vară, în București. O să continuăm asta prin țară, o să mai plec, o să mai vin, o să mai cânt, o să mai plec chiar, o să vin, o să cânt, o să termin filmările cu emisiile pe care le am pe TV, că mă împart și în treaba asta de om de televiziune și încerc să-mi găsesc timp pentru mine. Adică asta mi se pare prioritate în momentul ăsta, să am timp pentru tine.
Uh-huh. Foarte fain, mi se pare foarte mișto. Uite, asta iarăși un mesaj către oameni indirect, să vă faceți timp să nu puneți presiune pe voi și să luați lucrurile exact așa cum... Bine, la 20 de ani nu știam asta, dar acum știu, am aflat. Pe parcurs, da, să știi că fiecare etapă probabil are frumusețe aici. Bine, e bine să te și ajute și să-ți vină ușor să-ți dai timp, adică să nu fii presat de alte nevoi. Adică poți să-ți permiți asta probabil când ești așezat, echilibrat, mulțumit cu ce faci și cu rezultatele tale și atunci îți permiți luxul de a-ți da timp. Înțeleg că nu e ușor să faci asta. Nu e, dar trebuie să încercăm, nu? Da. Să depunem un pic de efort. Da. Sunt mulți oameni care te iubesc la Europa FM. Ce le zici acum așa pe final de interviu? Da, vă mulțumesc dacă vă gândiți la mine și... Nu știu, și dacă nu vă gândiți la mine, tot vă mulțumesc și vă urez lucruri de bine, tot ce se poate. Nu știu ce să le spun acum, astea cu mi se pare ciudat să le zic ceva, nu știu cui zic exact și ce zic exact, dar da, iubiți-vă mult, dați-vă timp, plimbați-vă în natură, iubiți un copac. Super, mulțumim frumos!